În contextul în care autoritățile sunt alarmate de teama izbucnirii unui focar de peste porcină africană, un control al polițiștilor de la rutier a scos la iveală un transport neautorizat de carne. Într-o auto utilitară care circula dinspre Ploiești spre Brașov, oamenii legii au descoperit mai multe carcase de porc. Au oprit pe DN1B, pe raza localității Albești Paleologu, o auto utilitară care era încărcată cu carne de porc. Mai precis, este vorba de aproape 700 kg carne de porc. Șoferul autoutilitarei nu avea niciun act pentru cantitatea de carne pe care o transporta în condiții neigienice. Din verificările efectuate, autovehiculul respectiv nu avea autorizație sanitar-veterinară. Totodată, polițiștii au constatat faptul că marfa era transportată în condiții improprii pe podea. Ca atare, a fost luată măsura aplicării sancțiunii contravenționale. Totodată, la fața locului s-au deplasat și reprezentanții DSV Prahova. Autoritățile vor înăspri controlele în ceea ce privește transportul porcinelor și a cărnii de porc.